Programul Litoralul pentru toți ediția de primăvară a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Pentru prima dată există tarife diferențiate pentru zona Mamaia Eforie față de stațiunile din sudul litoralului. Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, inclusiv Mangalia. De la Eforie în sud, spre partea de sud a litoralului, ca să spun așa, tarifele sunt ceva mai mici, tocmai în ideea de a impulsiona vânzările și în partea de sud a litoralului. În program s-au înscris 29 de hoteluri. Pentru Mamaia și Eforie, tarifele pentru un sejur de 6 nopți sunt de 205 lei la un hotel de o stea, fără mic dejun inclus, 235 de lei la 2 stele, tot fără mic dejun, sau 425 de lei la 3 stele, 485 de lei la 4 stele și 605 lei la 5 stele, însă cu mic dejun inclus. În sud, tarifele pornesc de la 159 de lei la hotelurile de o stea și ajung la 469 de lei la 5 stele. Chiar sunt uimit cât de ieftin e. Nu mă așteptam să fie atât de ieftin, sincer. Ultima dată când am fost la mare, acum 3 ani, când am fost în țară, bine, a fost în plin sezon, era altă perioadă, dar nu erau prețurile de acum. Acum e chiar foarte ieftin. Prețurile cum vi se par acum? Acum în funcție de serviciile pe care ni le dorim. Noi, dacă vrem să mergem undeva unde este puțin mai scump, e mai scump. De asemenea, turiștii care aleg Mamaia sau Eforie beneficiază de o opțiune suplimentară, Litoralul pentru toți all inclusiv, care asigură toate cele trei mese servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă. Tarifele sunt de 765 de lei de persoană pentru 5 zile la un stabiliment de 3 stele, 875 de lei la 4 stele și 985 de lei la 5 stele. La ora aceasta avem încă turiști care și-au prelungit sejururile care le-au avut de Paști și datorită vremii. Avem foarte multe rezervări, ca să spun așa, pe zona de weekend, tot datorită vremii excesiv de calde pentru această perioadă. Turiștii care vin la mare prin acest program beneficiază de un voucher de atracții care asigură intrare gratuită la mai multe obiective turistice din județ, printre care Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Delfinariu sau cetățile Histria și Adam Clisi.